Bună și bine ați venit la un nou clip din Matei și Francesca's Vlogs. După cum vedeți, ne-am întors! În sfârșit! Da, amândoi ne-am întors din Saint-Tropez. După cum știți, de fapt nu cred că știți, am fost în la Saint-Tropez. Bine, cred că de la Matei știți. Și da, ne-am întors amândoi! Yay! Vreau să vă spun că Matei și-a spart... Nu și-a spart, s-a julit foarte nasol la ambele genunchiuri. Genunchiuri, cred. Așa? Și avem televizorul pornit de aia, Matei se tot uită în sus. Telecomandul... Mă întorc o să întorc. Se întoarce în ideea. Și eu mi-am spart barba, după cum vedeți. Da, m-am cusut, mi-am scos firele și am venit astăzi la voi. Și mi-am prins degetul în ușă. A fost luna accidentelor. Ah, da! Am uitat! Vino mai tati lângă. M-a ars cu țigarea! Ah, ce tare! Că și pe mine tati m-a ars... Nu acum, acum mult timp. La ureche. Da. Haideți să începem. O să avem una, două, trei, patru, cinci... Stai așa că nu le-am spus ce... Cinci sortimente de ciocolată. Ciocolată, ciocolățele ciudate. Așa se va numi clipul de astăzi, după cum vedeți. O să începem cu aceasta, caramel cu brownie. Ah, este cu caramel. Da, este cu... negrese cu caramel. Uite, eu le arăt și tu le prezint. Da. Așa, să încercăm să o deschidem. Oh, e și învelită, simpatic. E foarte simpatic învelită. Este așa... un ambalaj foarte simpatic. Să punem aici. Ia să-i dăm. Și cutia e așa și aici se scoate. Aici sunt toate, sunt toate aromele de la Hello. Așa. Și noi cred că am luat doar de la Hello și una de la Lindt. Lindt? Toate. Da, toate! Doar că astea sunt din gama Hello și mai avem una din gama Excellence. Hai să o deschidem. Nu le deschidem prima oară pe toate în ambalaj? Nu. De unde? Uite așa. Ei? Nu pe aici sus. Coșul de gunoi. Care e patul. A, a ce bine miroase, miroase caramel. A, da. Așa arată. Știți că este o nouă opțiune la YouTube dacă dai subscribe și like și toate, toate, toate lucrurile astea la canalul nostru. Poți să miroși tot! Știați asta? Iată! Au, eu nu pot! Uitați! Like, subscribe, simțiți? Simțiți, simțiți? Nu, lumea, dar dați un like și un subscribe. Ai încearcă tu să rupi. Are în interior caramel. Caramel, da. De îngres sau unde? Da, se simte și ea. Aici zice că e și cu brownie. Brownie sunt niște minunate. Este sub caramel. Negreso. Focusează. Nu ne lăsa la greu. Gata. Era bună. Foarte bună. Eu o las aici că nu mai pot să mănânc. Așa, avem... avem acum... acum tu arăți și eu tu. Ce lăsa? Nu, nu. Tot la gama Hello cu strawberry cheesecake. Cu cheesecake de căpșun. Vezi ce frumos am rupt? Este... ambalajul aici este roșu. Dar la asta nu mă arată ca asta așa. A, da, la asta nu mai arată românește. Dar de ce? Nu știu, probabil că arată doar la unul. Poate. Asta era ediție specială cumva? Asta? Da. Sau ediție limitată? Da, ediție limitată. A, de ce am ediție limitată? Așa... te ajut cu ceva? Nu. Orice. Ia, miroase-o. Miroase foarte bine. Miroase atent de căpșun. Și a griș cu lapte. Da, chiar. Griș cu lapte. Pe interior așa arată. Arată pe interior un fel de epoxy de căpșun, nu? Să știi că are gust epoxy de căpșun. Mm-hmm. Dacă mai țineți minte, o să vă lăsăm în descriere link-ul videoclipului cu
Dulciule. Este primul videoclip, de fapt. Mm-hmm. Ce rozele avem? Nu. Dacă ai observat, Matei, pe toate astea e un mesaj. Please to meet you. I'm like a kiss. Și I will make your tummy yummy. Mai asta asta cred că e cea mai bună. Da, mă rog, e prăjiturile alea. Dar nici la asta nu mă arată. Era din cap cea mai probabil. Asta e verde. Are culoarea aia a ceaului verde? Ca kit-kit-ul, aia culoarea kit-kit-ul. Da, da, da. Asta e ruptă. S-a rupt în portbagaj. Da. După aia urmează ceva super bun. Și super ciudat în același timp. Ok. Asta miroase a ciocolată simplă. Bine, cred că e destul de normal pentru că și ciocolățele le au ciocolată. Mie miroase prăjiturile. Ia. Prăjiturile. Și cred că o chestie aia albă e lapte. Tu ce crezi? Apropo, uitați când ce-am tricoul. Beauty and the Beast. Cu bestia. Ia să ne nimeresc. Bravo. Nu ai cum zic. Să vedem și eu. Stai să vedem și eu. Arăbdare. Eu am mâncat din asta, vrea să vă spun tu. Eu. O facem pe astea și pe astea. Ok. Acum avem chestia care e 99% cacao. Adică 99% cacao! Asta nu o să fie, cred că nu o să-mi placă foarte mult pentru că eu nu suport ciocolata amăruie. E preferata mea. Bune? Da. Când mă duc la gelaterie, nu mai lăsa-mi cumpăr. Da? E tot ciocolată negru. Asta eu nu mai mănânc altfel de ciocolată. Mamă, cum au împachetat-o! Vai, cât de cute! Mare, uitați cât de tare arată! Parcă a călcat o mașină! Așa că parcă ar fi călcat-o de mașină. Dar arată super calitiv și se desface. Așa cred. Nu cred. Ba da, da. Se desface. Mamă, ce culoare frumoasă are! Neagră, neagră! De-abia ajuns să gust. Ok? Și mie îmi place că ciocolata... Avai! A călcat-o puțin și pe ea mașina. Da! Mie îmi place că ciocolatele astea, uite, pune mâna așa, textură, nu știu cum să zic, de cauciuc. Da, nu știu. Miroase ciocolata măruie! Eu iau bucățica foarte mică. Apă! Nebunie! Adu-mi și mie când te torci! A plecat. Ma... E amară și pentru mine! Hai mai rapid, Franci! Cu asta. Da. Eu luam niște brownie și caramel mușcă din aia. Că nu-i putui. Trebuia să mușc din asta. Păi dar și din aia mușcai.
trebuia să nu mai cumpăr asta. Deci dacă dar vreți... eu nu pot să mă mănânc pe asta, că o să se încorporeze cu gustul ăsta și nu vreau. Mai bea și apă. Deci, asta nu vă recomand deloc. Nu, decât dacă sunteți foarte mari, decât dacă beți cafea, cafea fără zahăr, când vă fac numai ristretto, adică da, cea mai scurtă cafea. Da, ristretto. Și să știți că în Italia o cafea, în Capri, o cafea foarte bună ristretto. Post. Să pune și în asta. Păi ne enervăm, o să facem. Este stresul așa liber. Monica, da. O vrei tu pe asta? Oh, yeah. E 99% cacao, știi cât de mare e? E mai mare ca cafeaua, ia uite. Da, cât apă bei? Mamă, cât de bei. E gol. Acum o să gustăm ceva. Cred că e cea mai bună. Chestia voastră preferată pe care o mâncați la fel. Ciocolată cu popcorn! Jeans! Na! Nu. Aia ta. Bine. Hai să desfacem una singură. Da, o desfacem asta. Ok. Este cu popcorn, ceea ce e destul de ciudat, pentru că popcornul e sărat. Vreau să caut de asta cu popcorn cutie, așa, numai că nu am găsit așa, că nu am găsit așa. Ia încearcă tu. A căzut o bucățică pe aici. Miroase. Ai gust apurum. Are gust apurum. Prăjit în ulei. Nu știu sărat. Știți așa are gust? A ciocolată. Ue. Nu prea. Cu boabele de porumb. Prăjite. Da. Dar sigur, aș mânca măcar o dată cu boabe de porumb prăjite. Dar bleh. Mulțumesc. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați like, share pe Facebook, Instagram, Twitter sau pe ce vreți și voi. Și pe Snapchat. Da? Pe Snapchat nu cred că putem. Da. Se poate? Da, să da, și nu uitați să vă abonați, să dați like și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!